Salutare prieteni, bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă învăț cum să folosiți Cheat Engine pentru a vă băga bani în joc în GTA 5. De la început vreau să vă spun că nu trebuie să folosiți acest mod în online, pentru că veți primi bani automat și trebuie să-l folosiți doar offline, în campanie sau story mode, cum vreți să spuneți, pentru a face bani. Păi cum vedeți, eu am 34 de milioane de dolari în momentul actual. În primul rând, prima condiție care trebuie să o ai ar fi să ai măcar 1000 de dolari în telefon, în contul tău. Te duci la Money and Services, la LCN Exchange, la bursă. Acum depinde câți bani ai tu, poți să cumperi, nu știu, putea să zicem la Cool Beans. Cumpărăm aici 10 acțiuni. Nu, hai de nouă acțiuni, ok? Dăm buy, confirm, continue. Acum vom deschide foarte ușor Cheat Engine. O să pun un link în descriere, să vedeți și voi cum se descarcă. Cum vedeți, conexiunea la internet este activată, nu nicio problemă cu eu. Apăsăm pe acest mic calculator și selectăm GTA 5, ok? Selectăm numărul de acțiuni care îl avem, 8 bani nu se creau. După cum se vede, sunt o grămadă de fișiere care au 8 în ele. Nu știu, spunem 8 ca și numere, ca așa, că nu vreau să să plângem discuția despre ele. Am complicat. Mai cumpărăm o acțiune. Deci ar trebui să avem un moment de față cam 9. Ok. Ne ducem direct în Cheat Engine. Vedem unde sunt schimbările, dar pentru că sunt prea multe, o să scriem direct cifra 9. Acum se vede că sunt mult mai puține. Și o să vindem vreo 2. Deci trebuie să căutăm cifra 7. Ne uităm pe aici unde este cifra 7. Păi dar am dat ok. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Stai, nu. Haideți să le dăm sell all. Și o să cumpărăm un nou. Direct cumpărăm 9. Ok. Așa. Acum o să vindem una. Nu, dăm o scanare din nou. Iar sunt o grămadă droaie de numere. Trebuie să găsim punctul în care sunt foarte puține acțiuni. Ok. Ca să nu complicăm să modificăm niște numere care ar putea influența jocul. Deci la 7 sunt puține. Și vom mai cumpăra o acțiune. Buy. Una. Deci trebuie să cumpărăm aceleași acțiuni la aceeași firmă. Aici trebuie să fiți atenți. 8. După cum se vede, avem un 8, încă 3 de 8, mai avem un urmă de 8. Mai cumpărăm atunci încă o acțiune, pentru a fi foarte, foarte sigur. Mai bine cumpărăm 2, hai 3. Și trebuie să căutăm cifra 11, uitați aici, cifra 11. Apăsăm dublu click pe aia, se duce jos, dăm dublu click pe 11 și punem aici 2, 5, 8, 9. Deci 2589 de acțiuni. Voi puteți pune până la 99.000. Haideți să punem 99 și încă 3 de nou. 1, 2, 3. Okay. Acum o să vedeți că o să am 99.000 de acțiuni. Dacă dau sell all, vedeți? 23 de milioane în vada. Haideți să vedem dacă... Uite,
Return, Profit, Current Price. Mă enervează că nu arată câte am. Dar dacă vreau să vând... Nu. Nu. Asta vreau să... Current Price. Așa. Deci, 99.000 de acțiuni. E numărul maxim. Îmi sell all. Sell all. Și asta este tot. Prieteni, după cum se vede, am acum mulți, mulți bani. Nu stau ca să... Landscape și un telefon. Cam asta a fost tot. Dacă v-a plăcut acest video și v-a fost de ajutor, dați voi un like, un share să vadă și ceilalți. Până data viitoare, numai bine! Oh,